Nu suntem la dimineața populară, îs îmbrăcată ca la dimineața populară, suntem la viața la țară. Ia uitați unde îs, îs în cuța. Unde în cuța? Haideți să vedeți unde sunt cuța. Ca să vedeți despre ce e vorba. Ei, dacă era poarta mea, aici scrie câinele-i cu minte nevasta cam latră. Asta o scrie soțul meu. Haideți să vedeți la cine am ajuns acasă. Haideți. Ei, dragii noștri, am intrat în casă la niște oameni de nota 11. 15, 100% îi cunoașteți pentru că nu sunt necunoscuți oarecumva micilor ecrane. Nu există dans în țara codului unde să nu fi jucat cel puțin o dată sau să nu își fi scuturat colbul de păcismă domnul. Cine îs? Apoi eu îi lăsa să se prezinte singur. Eu nu mai țin microfonul. Să rămână? Bună ziua, bine ați venit la noi și ne bucurăm să vă avem oaspeți în casa noastră. Doamne ajută, vă rog frumos să vă prezentați, să vă știe telespectatorii că eu nu vreau să vă prezint. Mă numesc Ruz Lucreția, locuiesc în Cuța și mai cu seamă lumea mă cunoaște dănțăușa din Cuța. Așa. Și domnul ăsta care face umbră cale lângă dumneatale, cine îi? E jumătatea mea. Că la volumul care s-am noi, cred că amândoi facem... Vă potriviți, așa? Facem una și bună. Domnul? Bună ziua, vă mulțumesc frumos și vă îmi pare bine că ați venit la noi. Tare mă bucur. Și ce să vă spun? Mă numesc Ioan Rus. Așa. Sunt soțul dânsei. Dar mă, cine comanda cinca asta? Câteodată... Când nu e acasă, comand eu. Când e dânsa acasă, comandă ea. No. Numai o secundă. Eu mai mult îs dus pe afară. Ești dus pe afară, cu treburi. Așa e lumea. La noi așa e oamenii. Așa sunt oamenii. Deci, dumneatale comanzi când ea nu e acasă. Când ea merge la fată, negrești. Când merge la fată, negrești, dar comand, dar mie. Atunci dumneatale ești oarecumva gica-hagi, eu execut, eu dau cu capul, eu fac, eu execut, eu mă întreb că ce mănânc, ce fac. Robi, ar trebui să dai un telefon înainte să curgă emisiunea asta la soțul, ca să știe el foarte bine în momentul în care trebuie să înceapă a comanda în casă. Deci în momentul în care nevasta e plecată cu treburi oriunde în lumea asta, atunci bărbatul sau cocoșul poate e teremtelip în casă. De cât timp sunteți căsătoriți dumneavoastră? O, mai avem un pic și minte n-aș face 48 de ani. 48 de ani! Și drăguț, cât ai umblat drăguț la doamna? Aproximativ, câți ani ai avut când ai luat-o? Cred că 18. Oh, păi n-ai fost așa nicuță. Dar demnicuț ne-a fost dragi. Dar demnicuț am umblat la altă. Demnici? Și de la școală, vineam acasă din generală, eu îi aduceam, cum umbla atunci, cu straiță de pânză și noi aveam o straiță, dar noi o purtam așa ca pădurarii. Pe umăr, dar fetele o purta la mână, ca o peteică, cum se zice la noi. Așa, și apoi eu îi aduceam cărțile până unde ne despărțeam. La 18 ani... Ce ne-am sămălit noi amândoi ca doi prunci? Am fugit! Nu vreau părință. Părință mei nu au nici cum și mă dea. Eu am învățat foarte bine la școală. V-am zis, în 10 clasă, 10 premii am luat. Și ei nu au vrut nici cum. Și nu au vrut și mă dea după el nici cum. Au crezut, ce-o zis, că nu-i de nasul dumneatale? Da, cam așa ceva. Cam au știți încă pe alea vremuri să mai uita că cine e, cum e... Și amu să uită numai. Amu mai cu perde, să zicem așa. Dar noi demnicuți ne-am înțeles foarte bine. Și nu, mai avut am și noi și câte o bocă, câte o închide discuție, dar nu dura mult. Ne împăcam foarte bine și când, pe vremea mea, se mărita repede, fetele la 19-20 de ani, fost fete bătrâne. No, și apoi, noi ne-am înțeles amândoiți și de nu mă dă eu tăviu. No, dar apoi, nu să uit ce bătăiu că am primit. Mai nici când o-i pune mâna pe timp, nu uita bătaia aceea. Cunosc și eu din ăștia care au primit bătaie și să știți, doamna Lucreția, eu pot să vă zic, domnul Ion? Da, și... Nu, no, așa, să vă spun eu ceva ziceți. Ca să știți de la mine că fugitul a stat de acasă și italienii l-au.
Mai, de exemplu, acolo în partea aia de sud, pe Marea Mediterană, acolo unde se zice că sunt mafioți. Da, că am fost în Italia. No, așa, până Sicilia, până Calabria, Bari, zona aia, Puglia, se obișnuiește exact așa cum era la noi pe vremuri, dacă ți era dragă fata... Și părinții mai strâmbau din nas că, că poate ți-o dau, că poate ia vecinul de peste drum, are oi și tu n-ai numai o capră, ești sărac. Exact așa funcționează și la ei, e să iau fata și tânărul fug, 2-3 zile. Și se întorc înapoi. Și se întorc înapoi. Și din moment ce au fost fugit, au fost la oaltă 2-3 zile, îi musai să le dea drumul. Așa că, să știți că... mai avem. Sunt, deci în Europa, ca să zici că și în Italia, funcționează la ei, să zice, fuitina. Fuga asta de acasă. Și ați fugit. Bine, v-ați luat de mână și v-ați dus în cetuc, nu cred că ați fugit. Nu, n-am fugit. N-am fugit deloc. Și unde ai dus-o? Ea a fost un pic mai în spate cu 2 minute. Noi când am venit pe strada asta. Și ne-am coborât, cum ați venit dumneavoastră pe drum, prima casă de aici. Uh-huh. Acolo era o potecă, o cărare, cum se zice la noi. Uh-huh. Zic tu, hai pe aici. Merg, coborâm pe cărarea aceea, ne băgăm pe ulicioară, cum s-ar zice la noi, și când suntem în curte la noi, în ocolul nostru, ea zice că mine, mă, eu nu mă duc... Mi-e rușine și viu, du-te-te amul pe măta. Băi, femeie, Dumnezeu, dar păi n-am zis femeie, băi, cum și mă duc eu să o scol pe maica, că maica dorme, dar ne băgăm în casa, prângem becul, nu. Era mai rușinos. Păi, dar ce să vedeți, păi când... Socrul era în spate acolo, după cămară, la după un noi, hin de-a lui, pe care l-a cununat el. Și ne-a făunchi. Când a văzut că eu mă duc în casă, a venit și a pus mâna pe ea. Păi ea, pe când ies afară, zice... Unchiul meu zice, am un s-o dus, mă. Cum s-o dus? O dus tată său. Dic, mamă. A, păi stau un pic... Aud acolo ca cum ar bate pe o dobă, așa îi dădea la a nevastă peste spate, nu știu, când îi dimineața, tătă noapte, eu n-am dormit. Și păi ce am făcut am? De-am înainte nu mă mai consideră nimeni fecior. Pă, femeie nu, că am fugit. Când îi dimineața, plin unchii miei, merg la taică, merg la mama. Băi, dar ce-a făcut nebunul ăsta? Da, eu știu, zice tata, știu, truda lui, o făcut, băi, el le atrage, vine un unchi, bă, dar cum a fost? Noi povestesc că cum a fost, tata, nu te teame, nu-ți e rușine, du-te la biserică, a unde mă istui omul? Unde și mă duc? Că era sâmbătă seara, era sâmbătă seara și duminica era duminică. Unde mă duc la Scoruș sau mă duc unde mă duc? Unde mă duc, unchiulea mă? Ce unde merea mă? Jos. Acolo te duci sus. Dar ce? Nu te-ai culcat cu ea? Încă. Mă, brăc și mă duc la biserică să uitau aici, toți oamenii în biserică, cam ce-o e pe mă duc în Scoruș. Dar nici nu mai amintesc, tu n-ai venit. La biserică, dar m-am dus în schimb la dans după mine. La biserică nu vin. Deci nu te-o lăsa la biserică. Ba, m-o lăsa, da. Ba, dar nu pot cine și că o bătut-o, nu? Nu, și rușine și... Nu, hai măcar mă duc la dans. La dans, uite, noi unul câte altul, dar păi nu, n-am avut șansa să jucăm, că era pază din partea lui, pază din partea mea pe noi. Eu am avut pază, avem un unchi. Atunci era dans. Aci păstă drum. O zunchiul meu, măi, tu te duci acolo, că eu sunt urma ta. O zis că era frate cu tata. O mărți la tata și dă și la dibolii miei, că mă duc, eu nu te teame. Acolo pe strada aia unde era dansul, mai aveam un unchi. A, deci ai fost înconjurat oarecum? Dar nu un s-o temut, eu unchiul meu singur nu îi rezolva pe pătăți. Da, așa fost om. Dar nu sunt probleme. Să suie, socrul meu să suie de partea dreaptă, unchiul meu de partea stângă. Era ceatarâșii, muzicanții ceatarâșii, cum se zicea. A, fost sus în car. Nu, sigur. Dans la șură. Car, dansul la șură, frumos. Tata duminica era dans. Stă-ți pe ochii, unul la celălalt, socrul la unchiul meu. Unchiul tău la socru. Da, da,
unchiul meu se mai uita așa și păstă și îmi făcea să nu te teme. Eu mă uitam la femeia, tot îi făceam să ia dă cu capul în pământ. Când a fost odată, pe la trei jumate, cam așa, îmi face să eu mă duc acasă, nu se întâmplă nică. Când s-a dus, s-a coborât unchiul meu din carul ăla, s-a coborât și socul. Dar n-au mers pe un drum, că unchiul meu a venit pe potecă și socul meu trebuia să fie tot pe drum acasă. Au venit acasă, noi cum i-am văzut că au dispărut, cum au și venit, feciorii au venit la mine, fratele au mers la ele. Bă! Vă puteți întâlni iară, zice, că s-a dus acasă. Cam era de dat la vaci. Era de dat la vaci? Iar ne-am prins de mână și am mers acolo la nunți, de-am de un casă. Și apoi cât o trecut până v-ați declarat ce ați luat? Nu a trecut, că asta a fost imediat după Revelion și în 13 februarie noi am hotărât și tot așa s-a sfârșit cu... Zice el, dacă vei vii, dacă nu începe postumare și gata, nu, poate eu mă duc din sat, că avea un unchi în Timișoara, că l-aduce acolo, eu ca și nu-l chert, nu, hai că mere, mamă. Ne-am dus la o prietenă de-a mea, nu, ce stai, că eu mă duc și spui la măicuța, vine măicuța înaintea ta, eu mă duc, că era tractorul parcat acolo către noi și ca să nu se prindă tatăl tău de figură, tu vii și ne întâlnim acasă. Socru umbla pe acolo pe curte, când m-a văzut pe mine, umbla pe acolo pe curte. O, nu s-a întâmplat nimic, fata mea vine acasă. O sta liniștit că nu știu ce s-a întâmplat. Noi ne-am înțeles, eu am venit cu măicuța socră, a venit înainte mea, el a venit de la tractor și când a văzut tata că nu mă mai duc acasă, mi-a făcut fata fenta. Nu o mai primi niciodată acasă, nu o să-i dau nicio haină, nu o să-i dau nimic. Nu-mi treabă, noi în ziua următoare mergem în satul mare, că așa voi arăta rochița aceea, că așa mă găt cu ea la biserică, toată lumea zice că nici nu a avut nimeni aici așa o rochiță. Eu cumpăr hainicos, că nu mi le-a dat așa, pă, când e duminica, toată lumea merge la biserică, că era câșleș, îl trimite pe un verișor primar de am eu și îmi aducă haine. Dar nu m-am dus 6 săptămâni, nu m-am dus acasă. Deloc? O veni măicuța, Doamne, iartă-o, măicuța, o fotare bună femeie, măicuța aceea, nici cu copiii nu s-o sfăi de badăr. Și ne suduiască, măicuța, că nu am făcut ceva prostioare, nu, nimic, m-am mâncat var franță, mâncat var fene, aceea eu fost sudal mai. Da, bă, că asta nu-i nimic. Mai, și o forău, el de felul lui, eu la tata am eu în brață, eu nu știu să fiu stată să ne fie drăgălită. Așa o fă mai rece, o lucra la mine în Baia Mare. Mie nu-mi place bomboanile niciodată, nu mi-a plăcut. Dar de aceea nu ne-a avut aduce odată. Hai mă, fată, că ți-e tatu cu un biscuit, că ți-e nu-ți plac bomboanile. Nu, așa o fost el și... A fost, probabil că și vremurile mai altfel. Da. Am văzut acum și tineretul și bunicii, dacă vedeți, au învățat să... Să-și arate dragostea de nepoți, nepote, de copii. Că am spuneți și dumneavoastră, aveți copii, sunteți avem, bunici. Da, no, avem. Dar pe vremea când erau fetele mietale tinere, da, le așteptai în fața porți cu brațele larg deschise, exact așa cum vezi în publicitate, și le pupai și le îmbrățișai. Nu, că era de mărs pe holdă, vaca trebuia musă. Ghițelul trebuia lăsat la vacă. Și-o fost de lucru. O trebuie săpat, o trebuie un plumălai, o trebuie... cât o fost? Și apoi de acolo o vine măicuța, hai tu, fata, acasă, ce-o stată tău și vii. Nu știu că te-l merem. Până acasă. Păi de vrei tu merem, de nu. Noi ne-am dus. Ei, fata mea ce dai uite măcuț. Păi asta este, uite-te cot. De acolo încolo, dacă văzut că ne înțelegem și merem spre bine, ne-am luat la altă, am stat cu socrii 5 ani. Și apoi mai aveam și bunicii părinților, tata, socru, eram tăți, mai avea o soră de 6 ani. Nu, am zis că suntem mulți, hai, ne luăm noi amândoiți și ne-am cumpărat, că suca asta era făcută, dar nu mai era învelită și nimic altceva la e. Ne-am cumpărat. Împreună ați realizat. Împreună, tot. Ne-a dat Dumnezeu să dau o fătucă minunate, cu minți, nu ne-a făcut de rușine. Amândouă și în facultate au fost premii anche și au avut bursă tare. Vedeți, doamna Lucreția, mie asta îmi place și probabil că
Emisiunea asta de viața la țară e un pic mai diferită față de cea cu care probabil și dumneavoastră și telespectatorii erau obișnuiți. Dice, pentru că de obicei la viața la țară se povestește că om o trudit, câteva ce au avut, cât o sagă au avut. Cât așa, dar lumea, de exemplu, pe dumneavoastră, lumea v-a văzut la dansurile, la șură, din toată țara Codului, că știu că ați umblat, ați fost prezent și la Nord-Vest TV, în toate emisiunile de divertisment sau la televiziune unde n-am fost la favorit, nu am fost. Da, pe Etno, am fost la Tezaur Folcloric, pe toate posturile în deci, afară. Ați umblat, dar telespectatori, v-ați gândit așa că poate telespectatorii și de la noi, telespectatorii Nord-Vest TV zice, uite-te tu și la bătrânii ăștia doi, uite-te tu, poate îți colegi de dans, doar părete de dans, da. Că mulți, nu știu că voi sunteți căsătoriți, da. nu vă cunosc povestea de dragoste pe care voi o aveți, ia uite-te, peste 40 de ani, da. Păi e o treabă să vă spun că bărbatul meu de câte ori, el tot timpul, nu știu cum e la dumneata, doamna Lucreția, dar la bărbatul meu e așa. Când se apropie aniversarea, eu mai bag jeștul în costă, știi, că trezate că e optul, cum zice celălalt, da. Dacă vrei să te trezăști. Ca să îmi primești și un cadouț, no? Că așa e frumos, așa da. Să cade. No? Și noi, anul ăsta, am aniversat 20 de ani. No, bărbatul meu mă tot păcălește. Exact așa. Nu astăzi, că mâine, nu așa, că nu așa. La voi, lumea, e normal să știe că sunteți împreună de atâția ani și aveți o poveste, deci mai ceva ca Răpirea în Serai. Dar eu am fost curioasă cum s-o termina filmul. Când i-a primit socru acasă? Socru, după când m-am dus, m-am mânat pe ea înainte. Du-te tu înainte, că socru meu avea și armă de vânătoare. Și înainte de a mere 7 săptămâni, el făcea naveta la Socond, dar și noi, și eu făceam cu colegii mei la Socond, naveta pe jos. Nu am avut cum... Și tot zicea că șala mi-o fă unchi, mi-o fă și mecanic de întreținere. Apoi sunt tăne pe drum, așa. Când vine la... Când, dacă apărea el mai repede, ori eu mai repede, băi, zice, n-ai încoace. Tu nu vorbește socul tău cu tine? Nu. Nu, zic, dar se aude că... Zice, când mă prinde, mă pușcă? Du-te, mă, zice, și-ți vezi de treabă, zice, tu crezi că așa e șor să pușcă un om? Nu te teme, tu nică. Nu, dar mă tăneam cu el pe drum. Bună dimineața, bună dimineața, atât a fost tot. Când m-am dus, eu am lăsat pe ea înainte, o pupat pe ea, văd că vine și la mine. Nu ne pupăm amândoi, nu, haideți în casă. Merem în casă, nu ne pune acolo socra de mâncare, mâncăm, ne întreabă socul, dar de cât e, tu știi de când n-ai fost la noi? Nu știu, întreabă-ți pe fată. De 7 săptămâni. Dar păi nu vă fă vouă așa un pic la... Nu... Dar dumneatale, nu ți-a fost un pic și-o duci din ocol de la mine și-o duci înapoi acasă? Măi, m-am aflat bănuit după aceea că l-am dus. Dar păi te duci, uai tu, înapoi. Da, adică și-au creat conversație. Da, și de acolo încolo n-am mai avut probleme cu el. Nu, da, veci. Da. Nu ne pare niciodată nici rău că... Nu zici că tămiem, Doamne feri, nu. Nu ne pare nici rău că noi ne-am înțeles foarte bine. N-am știut nevastă-mi că nici nu tăteți roz. Da. Că am mai avut și noi, și toată discuții, și... Da, știți cum e, doamna Lucreția? Mulți ascund. Nu recunosc. Nu, noi dar niciodată n-am ascuns. Că... Da, discuții trebuie să fie, eu cred că dragostea și încrederea în sine, în propria poveste de dragoste și în căsnicie, se creează doar prin comunicare. Am fost la o bunică în Cehal și mi-a zis săraca, ea e văduvă și zice către mine, no, a fost când am comandat eu, a fost când a comandat el, a fost când am tăcut eu un pic mai mult decât el, am așa fost zilele, no, am în zilele cu soare, am tăcut eu și l-am lăsat pe el. No, eu de obicei atunci, când are el mai mulți bani ca mine, atunci nu tare, comentez cu mincioară, și uitați-vă că... Au trecut mulți ani, dar haideți să începem cu partea asta artistică, cu dansul.
cum, de unde a ieșit? Că voi ați fost un grup de dănțăuși. Da, da. Ai, faină formația, cu din șase perechi. Noi am prins dansurile alea bătrânești, cum s-ar zice la noi, la șură. Eram în clasa întâia, vinea chizieșul și ne prindea unul pe mine și celălalt, că era doi, pe fată. Și ne apropia de oaltă, nu joacă cu fata asta. Da, 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 da. Ca să iasă banii. Lua bani de pe noi. Că lua, dacă el dădea, fata bătrână, mai în vârstă, dădea 5 lei, cum a fost atunci, noi dădeam jumate. Mm-hmm, am înțeles. Și să facă dansul mai mare. Și deci când, când se adunau fetele cu feciorii, trebuia să intre în dans, să fețe. Te băga chiziașii, cum se zicea. Era plată pe duminică. Plată pe duminică. Și feciorii duceau o literă de din, fetele umbli de fancuri, fancuri. Furigavă, cam așa a fost. Când era un pic de pauză. Că duc ghide gustare la puturile. Așa. Să scoate banii. Când o gătea de mâncat ceata râșii, să băga în șură, începe dansul, căputurile era închisă și numai ușița aceea, cam ușița aceea, ușița, și apoi unul stătea din coace și unul din culo. Dă-i bani și la dans. Dă-i bani, intrai. Eu am făcut mult, chizeaș. Apoi de mult eu zice fetele că îi făceam să-l, oi, deodată, să ține sărbătoarea țarii, și în tace noi, făceam dans. Făceam semn la femeie. Apoi când eram în perioada asta, câșlejilor, vai, de așteptam și mâncăm, veneam de la biserică, toată lumea era și la biserică. Și mâncăm omtiși la dans până întunecă. Dar când se învăluiază acum noaptea, n-ai mai văzut fată în șura dansului. Nici feciul. Nu. Nici la nunți. Tata lumea către casă. La nunți, când se, cum se zice la noi, când se învăluează cu noapte, noi am mai stat feciorii, cam noi nu ne chemeam noapte, că umblam în hăbdiște la ele. No, dar da, cu cine și jucăm? Cu neveste? Nevestile juca cu bărbați căsătoriți. Păi vineam și noi acasă, mâncam, ne dezbrăcam, de hainele de sărbătoare, luam haine mai alte, așa, păi mereu în șezătoare. Și să mai fac șezătorile, să mai mare, nu știu, la noi se zicea habă, să mai mare da, la noi hăbdiște. Hăbdiște, să zicem. Să mai mare în hăbdiște, să fac? No. Am cum îi, unul cu una. Nu merg, da, vine la noi, că n-avea scaune și le dăm și șadă. Îmi aduc aminte, când era mai micuță, să făceau habile, că știu că vineau și la noi acasă, că se strângeau, de exemplu, la noi se strângeau amusuri, ta babele din Decebal, da, păi, da, babe sunteți, că da, asta este, da. Mami, cum o fă văduvă de tânără, și apoi se adunau acolo la noi vreo 3-4-5 babe. Povesteau. Dar nu că povesteau, ba, aveau de penele. Lucrau, lucru de mână. Lucru de mână, ba una cose, ba alta croșeta, da. Și la noi și cu furca, mereu cu furca, cu tors. Cu torsul, da. Ba, erau care făceau gheame, că da. Dăpânau la noi, dăpânau. Da, m-a învățat și pe mine să cu dăpânătoare, da. Cu ale. Și să fac gemile și mi-a arătat, eu gemile, vai, mama lor, apoi m-a învățat cum să fac, așa, dar, să aibă forme, să fie frumoase. No, deci la noi, vă spun, să vorbim de anii 90, da. La noi, în Decebal, să mai făceau, restrânse, da, să mai făceau. Și aici. Și eu m-am gândit, a, păi să mere la desfăcut de mălaie, da, la desfăcut păsula. Că doar poți să l-o băgai cu hospe, cu hospe în saci, în, da, saci, în pod, în pod, o agățai numai. Când îți trebuie. Da, cum? Da. Poți să l-o cu pai, făcut ai, știi, să mănâncă pe aceea, poți să l-o cu pai. No. Îi păsula culeasă în hospă, da? No, și se pune la moi cu oare câteva zile înainte, cu o sară înainte, acolo unde ții și șonca. Da, da. Când da, faci, la noi nu. No, bunica, eu vă spun că așa ea făcea bunica. Și apoi pune păsula aceea cu hospa, apoi din hospa mi-a picat că hospa să mai moie. Să moie, da, stilul păstăilor. Așa, și apoi tăia un miezut de curechi de ala acru, scos din butoi. Oh, țucusoarele, m-am uitat. Auziți, vreau să vă întreb, când ați mâncat ultima dată shaorma? No, când am fost odată la zilele Ardudului. Mâncat. De aceea e prășiată? Că nu avem habar, că niunea nu suntem proști, mă, ce că suntem noi țărani. Dar nu ne plac mâncările noastre. Că și nouă ne plac mâncările. Dar atunci n-am șopot. Eu mai la mult și în casa mea și de sărbători de Paști, la mine tot se face aici în casă. Eu nu, nici prăjitură. Dar sucești pătură? Oi, nu mai bag am tare, dar sucesc pături. Laște împăturate, cum zicem noi, răstăuță. Știți care e problema?
le știu face, dar n-am vreme. Și oarecumva magazinele astea mari sau mici, da, mi-au devenit cel mai bun prieten. Mi-aduc aminte când eram micuruță, că se întâlneau nurorile, bunica cealaltă din Tășnad, au avut 5 nurori. Și apoi se întâlneau nurorile, l-a făcut de pături acasă la bunica. Așa e, nocol cum e la dumneitare. Da. Și le întindeau, că nu se putea usca pe tare. Usca așa repede, da. Și apoi le făcea, una făcea aia de tăiță. Tăiețai, una de răstăuță. Cealaltă, da, de răstăuță, cealaltă făcea de lăști, de alătros. Lăști, da. Și eu șamu când am vreme, îmi fac, te dau o tris și le am. Tot sunt mai bune, oricum ar fi ale cumpărate, tă nu sunt așa ca și cele de casă. Și... Nu. Nu. Dar v-ar plăcea să vă mutați așa în oraș? Amu. Niciodată. Amu, da. Niciodată. Niciodată nu mi-a plăcut viața de oraș. Eu tot așa zic, eu dacă stăteam în oraș, eu nu, astăzi nu mai eram. Nu mi-a plăcut niciodată și nici amu, mă duc la fete. Am fată în oraș, inginer la Drăzmaier. Mami, stai câteva. Nu pot, și când mă duc, mi-am dat de lucru și magazin. Hai, mami, că merg în mașina. Nu, eu mă duc pe jos. Nu-mi place, nu-mi place. Asta e secretul dumneitale, de aia ești așa în formă. Vreau să le spunem telespectatorilor că astăzi dimineață, dumneitale, voi ați fost la pădure. Am fost în pădure, că doar, zice bărbatul meu, aseară nu îi suna pe doamnă, nu zic, eu nu o sun, că nu-mi permit și o sun. Dar de ce să nu mă sunați? Nu, zice, dacă nu ne-o sunat, înseamnă că nu vine. Merim în pădure, merim. Nu, ne-am dus în pădure, că deși nu o iarnă mare, dar lemnile trec. Trecă sus cate și capaile, trec mere și ne mai facem o dăută. Și păi noi mergem cu văcuțele, cu ștraful și ne le aducem. Deși în curte aveți mașină, că nu vă lipsesc mașinile. Nu, avem. Dumneata, ești pe să nu poluăm. Că vaca nu poluează. Amul mai nou poluează și vacile, dar pentru noi nu. Nu poluează vermile. Pentru noi nu. Gândaci. Apropo, ce ziceți? Amu zice că... Dau părut deja, parcă. Da, gândacul de bălegat. De bălegat. Zice că e comestibil. Nu, mănâncă-l ei. Și amor face fărină din el. Dar mănâncă-l. Mănâncă-l ei, că noi avem celălalt. Da, e dincolo, nu noi. Auziți numai că sunt restaurante din Germania, cel puțin din, vorbim de vestul Europei, aici, care ei se țin mai, mai nealcuși decât noi. Ei au 3 penny în club. Și la ei să mănâncă, auzi, să fac hamburger din ăștia, nu, cum? Mănâncă. Să face cărne din lăcustie, să face făină de... Cred că aș da hepatită și mănânc orice. Da, auzi, știu doamna că... Lucreția, am auzit că vor să facă un test, să facă din muștie fărină. Na, cum a fi? Se scârbă când auzi, da, dar aminte și le mai mănânci. Știi cum e, doamna? Dacă... Omul e tare în fire și nu se lasă, așa cum îl avem noi, bătrânelul d-aia. Dacă era unul tânărel și îl pișca din spate cineva, dă după el, băi, lasă așa cum zic ei. Bătrânul, orice o zis bătrânul de greier, și lasă greierul să cânte. Lasă greierul pe hotar să margă. Păi nu? Păi, cum o zis domnul ministru, dar la ce arăm? Că și greierul tot din pământ se hrănește. Da. Și până când? Și unde ori avea tăța și hrănească tăta populație? Și dacă noi nu cred că apucăm ale treburi. Păi noi și ne ție Dumnezeu știm. Că eu și din sapă de-o-i săpa. Și tot îmi necă dacă și mănânc. Asta eu cred. Noi săpăm șamul. Nu ni s-o rup coada la sapă. Asta e o încercare exact cu cum a fost cu COVID-ul. Injectați-vă, dar nu e obligat pe oameni. Nu. Și acum, cu părere de rău, dacă ei au știut că ce se întâmplă, nu trebuia să strângem gura mare. Bă, care ați luat injecția așa, că este om slab la inimă. Da. Pe cuvânt, dacă nu. Asta nu e o părerea mea. Dacă ei au știut, nu trebuie să zică publică, băi, omule, a care ați făcut vaccinul, nu știu ce va veni și nu știu cum nu-i bine. Confirmă că îs vaccinată și ea că s-a ci lângă dumneavoastră, no, și tare mă bucur că Dumnezeu v-am... Dumnezeu, noi nu ne-am, că noi, doamne,
Ace suntem și avem... Voi sunteți gata vaccinați, pe voi vă vaccinat viața. Locuiți într-un loc atât de frumos, de aici, de pe lucrul ăsta, să vede toată cuța. Toată satul. Și a venit primăvara și aici este Poiana cu Ghiu. Ce îți vine la noi? Nu-i mai cum să vin, promit că... Să e fie țărâna ușoară la domnul Mitica, zice, doamna, lucrețea la primăvară, vin și merim încotro, merim. Și zic că tău bărbatul meu, zic că am un ciclon suma pe domnul Mitica și mă sună fiica mea, mami, știi că a murit domnul Mitica? Da. Exact în ziua aceea când am zis că când am zis că îl chemam și pe el chemam și bergem în codru, filmăm și punem de mâncare de acasă. A fost un om deosebit și pentru noi a rămas în sufletul nostru. Și va rămâne mereu. A fost un om, eu așa ceva... Cam să știți că au rămas și în sufletele noastre a colegilor și chiar zilele trecute vorbeam cu domnul director și chiar îi spuneam că ar fi așa de frumos să-i aducem un omagiu, să facem o emisiune specială. Cu el, despre el, să fie cu veselie. Da, că nu, poate dacă când ați avut timp v-ați uitat la emisiunile dumnealui cu noi. Da, să noi tot timpul, dar eu știu că noi ne-am mai intersectat la filmările Nord-Vest TV. De Paș, de Revelion. Da, când eu nu eram angajată a Nord-Vest TV, eram un simplu artist în devenire, da. Să zic așa. Nu, dar când a fost și Florin Mureșan la noi, da. Zice, da, eu vă știu pe dumneavoastră, nu, mă, se poate că noi din mulți, noi... Dar să știți că dănțăușii din cuța, cât ați fost? 6 ați fost? 6 perechi, 6. Da, voi așa de bine asemănat unul cu celălalt, zici că din aceea terș ați ieșit. Că am tăți, am fost 2 perechi, a fost o nepoată de-a mea și un verișor. Eu fost mai tinerei, dar restul tăți am fost cam de aceeași măsură. Și acum restul unde îs? Că paci, sunt paci, dar nu vreau și via. Nepoată mea zice, haideți tu, haideți. El e vânzătoare la magazin, nu prea are celălalt, are 2 bătrâni, nu? Da, au zis numai, să mai organizează dansul la Șurâncuța. Am zis, eu promis de un primar să-i dea Dumnezeu sănătate că e un primar de nota 10. Pentru noi înseamnă ceva că care a fost, nu pot să zic, dar nu ne-a ajutat cu nimic, cât că mi-a fost vără al doilea. O bată, nu rău cu mi-a fost vără al doilea, niciodată nu ne-a ajutat, ori ce am propus, dar în schimb domnul primar care i-am să e Dumnezeu și pe familie că eu minunat. Apoi ne-a dat Dumnezeu și un preot și domnul părintele care și domne, că ne-am la concertul de colinde ne-am întâlnit, domne, când ne-au văzut și noi ne-am bucurat și nu, tare frumoasă prietenie am avut. S-ar zice că locul ăsta e binecuvântat de Dumnezeu. Oameni frumoși, talentați, uitați-vă, o aveți aici, o copilărită aici, sunt ferm convinsă la Vinia. Da, da. Eu cu tăticul ei sunt verișor al doilea, mica cu tata s-o copnoși din fraț, suntem rutenii. Deci suntem... Și noi, am rochiță, i-am dat pentru videoclipuri, eu ar fi vrut să-i le dau cu tătul, dar nu, că și eu am fete, am nepoate, poate că nu să știe niciodată. Așa să le împrumut și vă faci. Și din păcate, noi ne-am mai întâlnit la dansul la Șură și la Soconzăl și în Hodișa, când a fost. Dar mă gândeam așa, dar păi, Mietale, ești eu un tot film, ești bărbat, măi, ce mai încoace încolo? Nu, ce-ai gândit să faci Mietale, așa, un dănțăuș și să-i adun pe tă să nu faci poți. Un dans la Șură? Încercat am. Și copiii am încercat să... Nu, nu-i putem. Dar nu-i poți aduna sau... Îi aduni și automat se tăinește cu celălalt, deci unde ai fost aseară? Și că am fost la Cubaciu Ion și ne-am învățat să... Și acum avem evenimente mai speciale. Eu de fiecare dată când îi baști sau ceva, îmbrăc costumul popular. Zice, băiat... îmbrăcați-vă și voi, că am aici de bine de rău, sunt costume încă. Da, încă sunt, da. Și frumoase. Da, păcă le rușine, că... Eu sunt mândră, eu aș dorni cu el în pat. Una într-una, așa mi-e de drag costumul popular. Dumneavoastră la filmări, pe aia ce nu au costumile, să bagă înaintea noastră. Când sunt am ceva, nu știu un, ei că nu-s filmați. Am făcut-o, eu trebuie ceva examen pentru o diplomă la un japonez. La un japonez. Și-o venit așa era la proiectul de diplomă al lui, da, dansul Codrenesc. Aici la noi. Și noi eram acasă. Toți cred că am fost acasă. Am undeva CD-ului totodată și... Și toți au venit, numai eu n-am venit. Dă telefon acolo, măi,
Băi, bă, dar ce faci? Haideți, vii sau nu vii? Nu mai voi lipsiți, haideți și că voi. Că numai voi lipsiți. Păi stai, măi, omule bun, că avem pe cineva. Vă spun drept, că avem pe cineva apropiat. Am n-am vrut să spui, da. Băi, lasă-mă, că am zis, nu zic, că merim, respectivul, mereți că... Mereți că nu mă supăr. Da. Nu mă supăr eu. Păi când ajungem acolo, ziceau țiganii din Stâna, muzicanții din Stâna. Ai, da. O scântat foarte bine, muzicanții, era... Nu știu dacă ați auzit de bătrânul Izidor, da. Șerban. Da, da. Era unul Gheorghe Agozu și Gheorghe Alitodor, a fost... Eu i-am stimat și amu. Și n-au la numai bugătui că unul dintre ei pocăit, nu știu celălalt, Gheorghe lui Todor cum e, dar avea un stil foarte bine, zicea. Și noi le știam toate, toate rândurile. Nu le zicea, nu Gheorghe, nu, dar ăștia, eu eu. Bătea pe picior acolo. Și o caudea să prăpădea cu crezul că a filmat. Aiștia cea noștri, dânsă unși noștri, o stat formația, o stat deoparte acolo, lasă, jucați voi. Păi când am început noi și rugăm, dar zic mult, să zice, noi ne învârtem, atunci zice, potul să învârti, că am o gătat, ai statătile închis. Nu știu că ei nu s-au filmat. Ei, când le-au dat, s-a făcut că-i dă drumul și s-a uitat la, n-o dați, bă, dați pe pișor. Ce mai bun, e voi, da. Păi când am, n-o zice, gata, au zis japonezul, i-a spus gata. Când am fost gata, zice, care-i șeful? Care și pe mă duc, zic eu. Nu și dă și eu. Dar ei atunci... Păi măi, oameni buni. Noi nu ne vedem. Noi că... nu ne vedem, că numai pe aici i-au filmat. Ei nu știu. Păi noi nu ne-au filmat. Deci aveți amintiri frumos. O, și câte, și câte, că... No, știți, nevoaste, de când am început, cam 12 sau 13 ani, de când merem pe scenă. Numai să vă povestească femeia. De când merem pe scenă, ați vreo 12 sau 13 ani, de când umblăm. No, dar prima dată și noi am făcut un pic de reținere, că... Dar știți, nevoaste... Nimic nu-i întâmplător. Eu, din ce am fost mică, doamne, când să ajung eu undeva odată pe scenă. Și vedeți la câți am, la 50 ceva de ani s-a îndeplinit visul, am ajuns. Dar vedeți că nu-i păcat cine visează, îi păcat cine renunță la visul. Dar știți, tot ce-ți dorești din suflet, toate ți se împlinesc. O, mă gândeam așa... Că nu-mi doresc când e ajuns din suflet, treabă să mă dispun. Mă gândeam așa și ajung, doamne, trăiu și ajung la Arsenie Boca. Dumnezeu să mă ajută, așa cum am ajuns, am fost. Ne-am dorit să ajung la Săpânța. Și acolo mi-a ajutat Dumnezeu, la Bârsana, peste... Unde ne-am dorit? Toate mi le-a îndeplinit Dumnezeu Sfântul și știți că tot ce-ți dorești din suflet, ori am ori mai târziu, dar să îndeplinesc. Eu știu că dumneavoastră, ca și familie, cum spuneați, nu exista duminică, de când erați prunci, să nu mergeți la biserică, și amu, și să amu. Nu mergeți la dansul, la șură, și acum... Numai la când am avut... Șură, doamne, era... sărbătoare de țarină care oamenii o aprobau pe aia. Ce-a făcută de sat. Aia o aprobat, că am așa fost bătrâneață că bate gheața, cum se zice, ca și nu bate gheața, că pe altă unde o bătu și toate le-o distrus și hai să ținem și noi o joie. Și amu, că... La noi și atunci era dans. No, vedeți, de bine, noi avem un tic de mărți, dar numai așa când avem evenimente, atunci nu mergem la biserică, dar în rest... Nu există așa. Nu-i duminică dacă noi nu mergem la biserică. Cât că avem de lucru, v-am zis, avem vaci, avem porci, avem animale, avem ce de lucru. Ce are o gospodărie, în general. Acasă, da. Mă uitam așa, să știți, printre generații, și nu o să vă vină să credeți, dar foarte mulți tineri se reîntorc oarecumva la vechile obiceiuri. Cum ar fi să se mute înapoi la țară. Da. Cam o vedeți dumneata, cum, înainte de a porni camera am discutat că tot e scumpe, da. Că tot e cu chimicale, da. Că nu știm ce mâncăm și așa, și mulți și-au dat seama că soluția pentru un trai mai sănătos, mai bun, ar fi să se reîntoarcă la țară, își pune acolo două straturi. Da, mai ales care are un pic de grădinucă până lângă casă, ăla îi merită și îi place și îi placă și a lucra. A, păi da, că din cer nu ptică la nimeni. Nimănui nu-i că eu v-am mai zis, eu câte ziua de mare nu stau, dacă stau cât mănânc, dar eu și șed, eu știu că beteagă.
sunt, când sunt două, trei sărbători, da. Nu, la noi nu există să stăm. Oricum avem programul dimineața, după masa, cu vacile, cu porci, dar așa și stau eu, nu, n-aș putea, că n-am învățată. Așa ați fost, așa ați fost setată, cum zic că ești pe modern. Da, uitați, și referitor la tradiții și la portul popular, să știți că foarte multe ansamble de dănțăuș, de folclor, de soliști vocali, de cântăcioși, cum se zice pe la noi, muzicanți, așa, să reorganizează, să regrupează, fie că sunt mai tineri, de diferite vârste, și ies în evidență că mă sună, Aurica, ia uite-te, suntem un ansamblu, dar cât sunteți? 10, 12, 20, 60, cât sunt? Și cu bucurie mă duc la ei. Dumneavoastră, având atâta experiență și cu dansul, și cu poveștile voastre, așa, dar pe bani eu, dar pe nu te-ai gândit să-ți faci dumneavoastră un ansamblu? Nu sunt copii pâncuța. Sunt, dar vă spui că nu putem face cu ei. N-au mentalitatea asta cum am avut noi. Nu au mentalitatea de a duce tradiția mai departe. Da. S-o pe modernizat. S-o pe modernizat. Și vedeți, noi astea cu telefonile astea, cu... le mănâncă tot timpul, că și pe stradă cu capul în telefon. Aveți telefon, că bănuiesc, aveți telefon, că v-am sunat. Avem. Da, de ala super mega inteligent. Nu-mi trebuie. Facebook aveți? Nu. Am un Facebook, dar mi-l gestionează fetele, nu, eu n-am vreme și nu mă uit. Mi-au dus fetele telefon performant, nu, duceți-l înapoi, mie nu trebuie, că n-am ce face cu el, că eu n-am vreme și mă uit în cu el. În pădure nu vă treabă. Nu, că mie mi-e vota la mine cu butoanii, mie și eu mă descurc ăla, că cine vrea ceva cu mine mă sună. Dacă... Sau vine acasă. Sau vine la noi. Te găsești. No. Da, auziți, vă aduceți aminte când se merea la piață în satul mare, că se făcea târgul de animale? Pe jos, în vilea satului mare. Da, pe acolo, pe jos. Și când se ținea și la Belciuc, până la Șandra. Și la Belciuc, doamne, mult amă. Iacă, și la Belciuc era. Și la Belciuc, până Șandra. Și... Dar să știți că atunci s-o iubit-o. Atâta ne-am dus cu vaci, cu porci, că am avut fetele. Și de era omul din Soconzăl, la 2-3 metri după ce ne-am întâlnit, ne-am împrechinit ca cum am vuchit tălălaltă. Așa e. Amu? Așa e. Atâta e o lume de numai... Am un număr până la magazin, pe jos. Că... Aici recunosc și eu am problema asta, cam comodă, dar să știți că și mie îmi lipsesc foarte mult târgurile alea. Și voi spune, zice, vinerea să ține târg este piață în Tășnad. Și eu cum am copilărit în Tășnad, bunica exact așa ca și dumneavoastră. Ducea bunica ba vaca, ba o jurincă, ba un vițel, ba no, mai porci, purcei. Când pune făcea lada cu purcei, da. Unchiul făcea lada. Că, da, să mai străca la, da. Mersa și cu două ștrafuri de purcei. Atâta, și 60 de porci am ținut. Asta nu mă putem învăța. Nu ne putem descurca altfel. Nu putea să ține fetele la facultate. La școală, da. Una mi-o gătă liceu, a început cealaltă liceu. Când o gătă liceu, a încătat. Pe urmă, ce s-o înțelezi ale între timpul cât o pus? Păi, eu fac școală de șofer. Aia mare. Tati, cum ar fi? Păi că am lăsat, ce poate? Cât o fost? 30 de... Erau milioanele atunci. Cât o fost, dar... Milioanele. 30 de milioane, nu știu cât o fost. N-au fost și fete cu minți, nu ne-au făcut de rușine. No, ne-am dus, am făcut mândre și ele. Mereu la ele la școală, nu știu ele că mă duc, numai eram la ușe. Și le văd că la școală sunt veci, le-am aflat la școală, cu minți, nu m-au făcut de rușine, mai am la ceai din negră și am dau nepoțele, doamne, lumina, ochilor mei. Și cum e doamna Lucreția Așchea, nu sare de parte de trunchi. Nu mă fac. Nu fumează, nu beau, nu harnice și când vin acasă mami, la ce te ajută, la ce? Păi eu nu știu cum să le fac și nu le dau lor, că știu că și ele au a lor. Și fiecare. Păi nu, așa e viața. Da. Eu vă mulțumesc. Vă vine să credeți că am terminat emisiunea? Eu avem încă ce povesti. Vai. Uite, să le întregi. Doamna Lucreția, eu vă promit aici de față cu tăstele spectatorii. Când vine vremea de-a mea în pădure, după ghiocei sau ce-i vrea dumneatalii să merem. Și după lemne. Și după lemne, eu promit că vin, că și eu am fost la după lemne. După lemne mă pot duce. Doamne, când merem după lemne, ori și ghiocei.
No, așa. Atunci ați și mai frumos. Să știți că am și cizme de gumă. La leurdă. Și este și leurdă. No, eu nu știu, nu știu care e leurda, că nu n-am văzut. Nu. Eu vă spun, mie îmi place supa de salată, mie îmi place supa de urzici, n-am probleme și pretenții. Mie săptămâna trecută că am avut supa de salată. Doamne, la fata negrejă am dus că și ei tare bine, îi place. Și din grădină de la mine. Am avut din grădină încă. No, eu știu ce a zice. Camu deja mă gândi eu cum îi face, da, oi mai veni... Și-o facem chită în cuptor, facem ni cuptoriu, fac chită. Dacă mă priniți aici o zi întreagă sau ce, nu mă duc la dimineața populară. Da, luați așa și ea mea, că... Eu am, lasă-mă închid la maica. Cu una dintre fetele mele slăbucă. Păi mai micuță, așa e? Inginera. Mulțumesc tare frumos, eu vă mulțumesc că m-ați primit și în casa dumneavoastră. Mulțumim din suflet. Eu sper că data viitoare, când ne organizăm, să fie într-o seară la muzică și voie bună, să veniți să ne jucați. Oare ceva. Văd eu cu care mă organiza, care din Țara Codrului a venit să ne cânte și să ne încânte. Tare fain ar fi dacă aș putea să mă organizez cu Lavinia să vină și să jucați pentru noi. Telespectatorilor, eu ce pot să le doresc? Lavinia, ce-i drept și drept, Lavinia ne-a format. Prima dată Lavinia ne-a format și putem să-i mulțumim din suflet că datorită ei am ajuns unde am ajuns, că dacă ea nu era cu inițiativa, poate rămâneam aici izolați. Dar așa și am văzut. Că dacă la vinie mai stătea, da, și mai aducem, dându-i mai Dumnezeu. Că la vinie și mere la ei acasă. Așa. Și nu uite tu, dacă mă duc eu, du-te eu. No, și bine au făcut, că totuși are o viață fericită și cineva, nu ni rușine de ei și de... Nimănui nu-i rușine, da. Noi toți suntem mândri de Lavinia. Succes în continuare și s-o țină tot așa, că bine merg. Doamne ajută! Stimați telespectatori, no, eu aș mai fi povestit, no, dar emisiunea asta n-are numai 50 de minute, că zice șeful către mine, îți dau două luni și una scurtă, adică dimineața populară are 3 ore aproximativ, muzică și voie bună are 2 ore aproximativ, asta are 50 de minute. No, eu, în ideea că v-ați simțit bine alături de Dănțăuși și de la Cuța, una dintre perechi, familia Rus. Așa, doamna Lucreția are un nume atât de frumos, eu dacă aș avea o fată, am un ni-ni-ni să-mi tice cale în Paulă să fie fata mea, Lucreția aș pune numele. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și ne vedem săptămâna viitoare la Viața la Țară. La revedere!